Inspectoratul Județean de Jandarmi Argeș continuă procesul de reînnoire a parcului auto. Începând din această lună, jandarmii vor folosi în misiuni mai multe auto speciale noi. O parte dintre acestea vor ajunge și la jandarmii montani din zona Mușcel. În trimestrul 2 am reușit să achiziționăm 5 Ford-uri și 2 Peugeot-uri. Am făcut la detașamentul mobil, fiecare schimb va avea cât un Peugeot, aceste 2 Peugeot și cu celelalte 2 mai vechi, care sunt de anul trecut, nu sunt foarte vechi, fiecare schimb va avea o mașină nouă. Iar aceste mașini Ford va merge la postul montan Cutea de Argeș, postul montan Rucăr, una va merge la detașamentul de conducte, iar celelalte 2 va merge la detașamentul mobil. Inspectorul șef al jandarmeriei argeșene a precizat că are în vedere și dotarea subalternilor cu echipamente noi. În acest sens au fost făcute demersurile pentru achiziții noile echipamente, urmând să ajungă cel târziu luna viitoare. Luna viitoare, spre sfârșitul lunii, sper să ajungă pentru detașamentul mobil și grupele de intervenții. Mobilizăm bocanci cu tot echipamentul complet la o firmă, cred că e cea mai bună la ora actuală din România, nu vreau să-i fac publicitate. Am semnat contractul, am dat comanda. Potrivit conducerii instituției, în acest moment, jandarmii din Argeș dispun de toată baza materială necesară pentru buna desfășurare a misiunilor de orice tip. Jandarmeria Argeș, la ora actuală, suntem dotați, putem face orice misiune, conform competențelor, bineînțeles. Oamenii au înțeles ce au de făcut, sunt mulțumit de ei. În ultimii 2 ani, Inspectoratul Județean de Jandarmi Argeș a reușit să-și reînnoiască parcul auto, beneficiind acum de autospeciale moderne cu care pot interveni cu succes ori de câte ori este nevoie, atât în misiunile de asigurare a ordinii și liniște publice, cât și în misiunile din zona montană.